E de neînțeles transferul, să-l lași liber pe Straton. Aia e cea mai mare prostie și să aduci un portar de 38 de ani, care n-a apărat niciunde, care a fost rezervă o viață întreagă, care se duce și nu-și găsește în secunda B în Spania echipa. Ca să-ți dai seama ce jucători, ce interese au fost acolo. Păi Straton cu 7.000 de euro salariu. Bă, avea Straton 15.000, 20.000. Stai că aduc pe unul cu jumate din salariu, că apără mai puțin. Cum să-i dai drumul unui român, care apărase și bine, aduci... Noi vorbim numai de al doilea portar, nu vorbim de titularul care a fost. Deci îți dai seama ce greșeală de managerială. Și acum plângi. E greșeala asta sau e altceva? Eu cred că e altceva aici. Nu putem spune noi chiar ce e, dar e clar altceva. Adică una e greșeală managerială. Greșeală managerială era, domne, dacă aduceai un portar care nu era bun și care, în fine... Poți să dai greș cu acel portar. Poți să dai greș, dar când aduci unul de 38 de ani și dai pe Straton în afară, e greșeală managerială? Și dai și la vreo 20.000 salariu. A, dacă l-aduceau cu 3.000 în locul lui Straton, eu mai puteam să accept ideea. Ai înțeles ce zic? Da. Deci aduci, mă, dau pe unul care are salariu, pentru că e al doilea și joacă mai puțin. Poate joacă în cup, numai în cupă, știi? Depinde ca antrenor ce fel. Nu poți să aduci tu cu 20.000 de euro salariu unul care... Din banii aia câți credeți că i-a luat portarul? Nici jumate. Păi n-a luat niciun ban. S-a luat vreun ban? Din ce trebuia să ia? Nu, nu, la un moment dat se va face un proces. Da. Da? Probabil că va exista un proces undeva. Da, și da. Niște bani își va lua. Va lua toți banii portarul? Nu, niciodată. Nu? Nu. Păi el în Spania e portar, dacă își găsește secunda B, de maxim 5.000 de euro.